Astăzi este sâmbătă, 9 iulie 2016, mă aflu în București, la sediul clubului din voluntari, afiliat la FCPR, unde particip la îmbarcarea porumbeilor pentru etapă de fond, la Zmila, dacă nu greșesc, da? Da. Acum am plăcerea să stau de vorbă cu un campion al capitalei și la nivel național, un membru de bază al clubului Columbofil din Traianițescu, din București. Este vorba despre domnul Costel Soare, pe care îl salutăm. Ce faceți, domnul Costel? Mi-a spus înainte că aveți emoții. Nu trebuie să aveți emoții. Bine, cu porumbei, cu pasiunea asta. Că vorbim despre porumbei. Da. Câți? Îmbarcarea la fond. Am îmbarcat astăzi 22 de porumbei. Oh, marfă. În etapa de Smila. Am avut mai mulți, dar s-au mai pierdut pe drum. E inevitabil, așa nu? Așa e în sportul ăsta. Cu ce speranțe mâine? Cât aveți până la Smila? Ce distanță? 650? 650 până la Smila. Speranțele sunt. Așteptăm doi porumbei să vină mai de față. Da. Sperăm. Aveți punctaje mai bune cu ei, nu? Da, pentru palmareț 3 ani. Super. Au mai rămas la concursul de Smila o serie bună de porumbei, dar asta e. În sportul ăsta mai și pierdem. Altfel, dacă nu s-ar pierde, nu știu ce s-ar întâmpla, nu? Mai și pierdem. Corect. Eu știu despre dumneavoastră că sunteți un crescător foarte serios, cu rezultate bune și foarte bune în decursul ultimilor ani la nivelul capitalei și la nivel de București și la nivel de țară, și o să vă rog în sensul ăsta să ne dați câteva detalii despre cele mai bune locuri pe care le-ați obținut. Rezultate mai bune am avut la fond. Anul trecut la fond tineret, începând de acum 3 ani, am zburat mai mult fond. Am avut porumbei și de la fondici, de la Crețulescu, de linii, de Gieselbrecht, de Merlin, de Raviregen. Zburați mulți porumbei? Cu câți începeți? Zburăm, începem cu 100-120. Toate categoriile, nu? Toate categoriile. Săptămână de săptămână. Și după aia, de săptămână, până încep fondurile, nu? Până încep fondurile și în timpul fondurilor zbor și la Dubasari, toate categoriile, până la sfârșitul concursurilor. Zburați văduvie, natural, acasă? Văduvie. Văduvie, nu? Da. Vă permite să stați mult în timpul sezonului? Cât timp le acordați? Cam 3 ore dimineața, 2 ore seara. Da. Fiind cu familie, cu nepoți, cu... Da, mă. Mai trebuie să mă țin și de ei. Cu fotbal, cu not, cu de toate. Deci duce și la not și la fotbal și mergem la... Mergem și ne ocupăm și de familie. E bine, e asta foarte bine așa. Trebuie, da. Așa este. Cu puii cum stați la ora asta? Bine. Ce numeric aveți? V-ați format 80 lotul? De pui. 80 de pui. Am început antrenamentele. Bun. Am ajuns la Coșereni. Deja cu ei, nu? Și sperăm să vină bine și puișorii. Toamna la zborurile cu pui, ce importanță le acordați? Sunt ele... Nu zbor chiar toate zborurile, fiindcă trebuie să mă ocup și de familie și așa, și așa e. În concediu cum mai plecați? Dacă... Concediu după 4 etape de pui... Trebuie să plec cu soția, că altfel... Nu mai mâncați mâncare caldă, nu? Nu mai mâncare caldă. Da. Îmi place. Ia spuneți-mi, la mână ce importanță acordați porumbeilor? Sunteți un trior, așa fiind, de exemplu, eliminați porui din cuibar dacă nu vă plac cum arată, da, cum sunt crescuți? De sau... pui încep să elimin, dacă da, nu-mi place cum crește, cum e osatura, cum e statura lui, mai elimin, în general. Și pe urmă iau la mână, după ce rămâne... lotul de pui care îi duc la primele antrenamente, încep să iau la mână și încep să elimin din ei care nu-mi place. Perechile de matcă, după ce criterii vi le formați, domnul Soare? Urmăriți și pedigrele și... Nu, bun cu bun, nu? Nu? Nu după pedigrei. Care vin bine, rămân la matcă. Care nu vin bine, se elimină singuri. Singuri. După câți ani introduceți, de exemplu, un porumbel din lotul la zbor, de zbor, după câți ani îl băgați la matcă? După 4 ani. După 4 ani, nu? Da, după 4 ani de zbor. Și mai sunt și accidente care, automat, dacă el a fost un porumbel bun, îl bag mai repede la matcă. Dar așa, în extra sezon, de exemplu, dacă găsiți o pasăre bună la un prieten sau undeva să cumpărați și vă tentează... Cumpărat destul. Și? Acum am oprit și... Cei mai buni sunt tot cei zburați, nu? Din ce... Corect. Au zburat. Corect. La consangvinizare ați apelat vreodată? Vă place metoda de lucru? Am apelat și la... Și cum vi s-a părut? Ați rezultate ceva la concurs mai bune decât din încrucișeri? Nu prea, să știți. Nu, nu? Din încrucișeri am avut mai bune rezultate, dar am ținut și din consangvinizări.
câțiva pui ca să mai scot din ei, să văd. Corect. Nu i-am zburat chiar pe toți. Norocul ce importanță considerați că are în sportul columbofil? Îți trebuie și noroc? Cam când îți trebuie și cam cât de mult? Când sunt bulele, cum se spune, da, îți trebuie și un pic de noroc. Așa este. Da. Anul ăsta am înțeles că a fost o etapă foarte grea. A fost a doua, nu? Da. A fost o etapă foarte grea, care s-au pierdut cei mai buni porumbei de frunte. Într-adevăr. La toți crescătorii, nu numai da. Mie. Din informațiile mele știu că la noastră, la club, acolo în ultimii ani s-a format o grupare foarte puternică și pe fond maraton în special, și anul trecut au fost rezultate bune și foarte bune la nivel național. Este? La da. Traian Nițescu. Sunt foarte mulți columbofili care au zburat fondul și au foarte multe rezultate la fond. Foarte bune. Da. Tinerilor care se apucă acum de sportul columbofil, ce sfaturi le-ați da așa pentru început? Că aveți experiență. Să trieze foarte bine porumbei, să aibă grijă de ei, mai ales pe perioada de iarnă, când atunci sunt mai sensibili. Da. Și să-i țină sănătoși. Să înceapă cu... Da. Sănătoși, are și rezultate. Exact. Dacă nu se ocupă de ei, nu au rezultate. Într-adevăr. Pentru 2016 și anul următor, ce v-ați dori? Ca și planuri, așa, din punct de vedere columbofil. La ce categorii v-ați dori să obțineți rezultate și... Am mai rămas la palmareț, să văd la 3 ani. Mi-a mai venit după 2 zile un porumbel de la Smila, care sper să îmi facă o surpriză, și la tineret, așteptăm, facem socotele. Am înțeles, suntem cu socotelele. Am înțeles. Da. Domnul Sare, eu vă mulțumesc foarte mult pentru amabilitate. Vă felicit în mod deosebit pentru toată munca pe care ați depus-o, pentru pasiunea pe care o aveți pentru aceste minunate păsări. Vă felicit pentru rezultatele obținute și vă doresc în continuare multă sănătate mulțumim. Și succes. Sănătate. Toate cele bune, numai bine. Numai bine.